Au fost în copilăria ta și momente mai nefericite? Părinții mei s-au despărțit când eu eram foarte mică și am fost crescută de bunica maternă. De ce s-au despărțit? Tata era pricina. Paharul? Da. De mi-o fi dat neică să nu fie al mie. Cu ce te-a cucerit Victor? Manierat, era bine crescut, că era cu minte. Cât timp a durat această căsnicie? Aproape 14 ani. Lucru care ne-a separat a fost o femeie. Ai suferit? Foarte mult. Te gândești cu nostalgie la acei ani frumoși pe care i-ai trăit lângă interpretul Constantin Măgureanu? Efectiv, mi s-a șters tot din suflet și din memorie. Este doar un coleg de cântec? Poate nici atât. Măicuța în cărunții. Ai traversat o perioadă foarte grea. Din aprilie, de când am descoperit boala mamei și până când s-a stins în august, nu vedeam lumea de supărare. An din viața mea ți-aș da, mamă, te-aș putea. Pe 14 octombrie este ziua ta de naștere. Ce o să faci? Nu mi-am făcut-o niciodată. În ziua în care am primit 25 de ani s-a întâmplat ceva. Ceva urât? Care ți-a marcat viața? Da, categoric. Omul e cu gânduri multe, cât a fost greul de greu, l-am tras singură mereu, n-am așteptat ca să vină.